Vă voi invita să recapitulăm câte ceva din seara trecută. Apoi vom intra în subiectul de acum. Aș dori să citesc cu dumneavoastră, în primul rând, câte ceva din Apocalipsa lui Ioan, capitolul 13, versetele 1, 2 și 3. Auziți! Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne, 7 capete, pe coarne avea 10 cununi împărătești, pe cape avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe de urs, o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Vreau să vă întreb, în ce fel de lume trăim, în ce fel de univers? Personajele astea cum vi se par? Deci, fiare, ciudate, nemaipomenite, balauri și așa mai departe. Încă o dată vă întreb, în ce fel de lume trăim? Cineva îmi spune o lume de coșmar. E incredibil, e science fiction, e cum vreți, dar într-un sens de coșmar, așa cum spune el. Versetul 3, unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și acum tot pământul se mira după fiară. Am pus și versetul acesta pentru că veți observa, sau observați că această fiară, ciudată, nemaipomenită, reușește să câștige admirația globală a pământului nostru. Pentru cei ce ați venit pentru prima dată în seara asta, mă veți întreba ce treabă am eu cu d-astea, cu fiare. De asta am venit eu la aici, să mă speriați și să-mi spuneți că cam asta e lumea. Nu ăsta este scopul. Scopul ar fi să înțelegem ceva. Ceva dintr-un mesaj biblic necitit, necunoscut prea bine, dar mai ales respins cu obstinație de generația mea. Și acum, uitați-vă puțin la ceea ce am citit aici, încă o dată din Apocalipsa, capitolul 13, și apoi să mergem puțin mai departe în ceea ce am studiat data trecută. Aș vrea să încep cu o întrebare simplă. Uitați-vă la fiara a patra. 1, 2, 3, 4. După ceea ce ați citit înainte în Apocalips, vreți să-mi spuneți ce este greșit în fiara a patra? Uitați-vă bine la fiara a patra și spuneți-mi ce e greșit în ea, în modul în care e pictată. Poftiți? Nu seamănă cu nimic, mulțumesc. Mai ziceți. În ce constă greșeala? Poftiți? Cineva a numărat coarnele, mulțumesc. Mai citesc o dată cu dumneavoastră ceea ce am citit înainte. Avea 7 capete în Apocalips. Mulțumesc. Aici nu avem decât una. Mai e ceva foarte interesant în Apocalips 13, vă rog, și aș vrea tare mult să observați. În timp ce eu voi citi, de fapt, haideți să citim împreună. În timp ce vom citi împreună, aduceți-vă aminte de imaginea asta și încă o dată, observați ce e greșit. Fiara pe care am văzut-o, spune versetul 2, semăna cu un leopard. Avea labe de urs, o gură ca de leu. Acum, încă o dată, ce e greșit? Deci, totul. Fiara din Apocalips 13, pe care tocmai am descris-o, este o fiară compusă din cine? Sau din ce?
din celelalte fiare. Avea gură de leu, labe de urs, corpul era din leopard. Dragii mei, vă rog să observați. Spuneam aseară, istoria nu este la voia întâmplării, nu este ruptă, nu este formată din piese care n-au legătură una cu cealaltă. Istoria nu este date pur și simplu. Istoria este un întreg. Așa spune Scriptura. Și uitați-vă, în Daniel, capitolul 2, Nebucadnețar vede chipul acela pe care îl vedeți în partea stângă și Dumnezeu îi spune, așa e istoria. Uită-te bine, din cap până în picioare. Problema este că după cum la om cel ce conduce este capul și mintea, în istoria aceasta cine conduce? Capul și mintea. Sigur. Doi. În Daniel, capitolul 7, Daniel nu mai are viziunea istoriei ca un întreg, ci are viziunea unei istorii pe eșantioane, pe etape. Etapa 1, etapa leu. Și spune Dumnezeu mai departe, este Babilonul. Împărăția Babilonului sub Nabucodonosor este identificată cu leul. 2. Ursul. Medopersia. Cir. Sigur, ursul. Deci vă rog să observați, sunt etape ale istoriei foarte clar definite. 3. Pardosul. Împărăția Greciei. Se rupe cornul cel mare care era cel dintâi împărat, spune Sfânta Scriptură, și în locul cornului vor apare 4. Și iată, leopardul are 4 capete. Știm foarte bine că Alexandru cel Mare a murit la vârsta de 25 de ani și în locul lui, împărăția lui a fost împărțită între cei 4 generali ai săi, în așa fel încât profeția să se împlinească. Ce aș vrea să observați de asemenea? Noi privim împărățiile în general ca puteri politice. Babilonul a fost o putere politică. După el a urmat Medoperția, apoi Grecia, apoi următoarele. Uităm un lucru, și anume că fiecare din aceste împărății nu era doar putere politică, era religie. Țineți minte, fiecare din puterile acestea reprezenta o putere religioasă, o religie. Când Babilonul s-a ridicat pe scara istoriei lumii noastre, el a construit Babilonul, cetatea care îi purta numele. Tot ceea ce s-a întâmplat în construcția acestei cetăți a avut valoare religioasă. Orașul Babilon era un pătrat, simboliza perfecțiunea. Prin mijlocul lui curgea râul Eufrat. Amintea de grădina Edenului, era o replică destul de serioasă la lucrul acesta. În interiorul Babilonului s-a creat acel zigurat, turnul Babel, care era replica muntelui, iar muntele, după Mircea Eliade și după mulți alți cercetători, muntele reprezintă locul de ședere al lui Dumnezeu. Și iată că Babilonul devine centrul lumii. În Babilon nu intră decât oameni perfecți, frumoși la chip. Iertați-mă, împăratul nu va intra să intre, nu va lăsa să intre în Babilon niciun handicapat. Pentru că orașul trebuia să fie perfect. Orașul trebuia să fie un fel de Eden. Și evident, Babilonul își impune religia lui, care
îl are în centru pe Marduc. Nu voi discuta foarte mult despre lucrul acesta. Voi spune numai că Babilonul este prima împărăție care atacă frontal Ierusalimul. Nu numai că îl atacă frontal, dar îl și cucerește. Va cuceri Ierusalimul, va distruge templu, va lua de acolo toate vasele care se foloseau la slujba templului, va scăpa doar chivotul care a fost ascuns cu ceva timp înainte de preoți, se spune de Ieremia. Și iată că toate vasele templului sunt luate și duse la Babilon și așezate într-un fel de muzeu imens unde se adunaseră toate zeitățile tuturor teritoriilor cucerite. Locul respectiv se numea Esagila. Toate sunt puse acolo, în Esagila. Și sunt puse acolo ca și când zeii ceilalți sunt sclavii sau robii religiei Babilonului. Deci, deși noi vedem o confruntare armată sau politică doar, în realitate, aici este vorba de o confruntare în care cel ce câștigă bătălia reprezintă lupta supranaturală. Și el spune așa, dacă eu v-am bătut pe voi, dacă eu v-am învins pe voi, înseamnă că Marduc este mai tare decât Jehova al vostru. Jehova este luat în robie și Marduc este cel care stăpânește de acum înainte. Același lucru se întâmplă cu Medopersia. Medopersia va cuceri Babilonul. Istoria cuceririi Babilonului este foarte frumoasă. Vă rog frumos să o cercetați. Aș vrea să vă deschid gustul pentru așa ceva. Dar Medopersia este aceea care de asemenea face legea în ceea ce privește lumea religioasă. Medopersia aduce la lumină zoroastrismul. Zoroastrismul, religia zoroastristă a perșilor. Ei aduc în discuție un mântuitor, nevoia de un mântuitor, nevoia de judecată, a doua venire a lui Dumnezeu pe pământ. Toate lucrurile acestea sunt în religia lor. Este o mare dezbatere acum cine a influențat pe cine. Adică, nu cumva religia zoroastristă a fost influențată de contactul pe care l-a avut cu religia iudaică? De ce spun lucrul acesta? Pentru că înainte de apariția zoroastrismului la scara aceasta, iudeii, adică Vechiul Testament, vorbea despre acestea, vorbea despre un mântuitor, vorbea despre judecată și despre a doua venire a lui Iisus Hristos. Nu-mi este deloc greu să înțeleg că Daniel a fost bun prieten cu Nabucodonosor, cu împăratul Babilonului. Cu Cir, cine a fost prieten și cu Darius? Poftiți? Neemia, Ezra, Daniel, sunt oameni de ținută puternică ce au activat la curtea acestor împărați și despre care mi se spune că împărații erau legați prietenește. Cum vă imaginați dumneavoastră că marele rege Darius plânge la marginea gropii cu lei în care era Daniel. Știți lucrul acesta? Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, lăsat acolo să fie sfâșiat de lei. Iar la marginea gropii bocea cine? Împăratul. Vă dați seama ce legătură strânsă era între cele două personaje? De ce plângea împăratul Darius acolo la marginea gropii? Și raportul biblic spune că regele spune Daniele, Daniele. Poftiți? Așa, așa. A putut Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat să te scape?
Păi în dimineața următoare, când Dumnezeu a închis gura leilor și a fost scos de acolo Daniel întreg dintre lei, nu se poate ca lucrul acesta să nu fi lăsat o amprentă extraordinară în mintea unui rege, chiar dacă era păgân. Puneți-vă dumneavoastră în locul lui Darius și veți vedea dacă nu ați spune după aia, Domnule, dar este extraordinar. Deci, în ciuda faptului că ursul vine cu religia lui, cu zoroastrismul, este foarte posibil, și eu cred lucrul acesta, că există o amprentă foarte puternică, o influență deosebită pe care au exercitat-o iudeii din captivitate. Cu toate acestea, la puțin scurt după asta, după momentele acestea despre care am vorbit, se scrie Cartea Esterei. Vă amintiți? Și în Cartea Esterei se dă un decret de moarte și de exterminare a poporului evreu care se afla în Imperiul Medo-Persan. Ursul este urs. Și vă rog să observați că aceste fiare sălbatice, ele sunt descrise în felul acesta pentru că au tentative ucigașe față de poporul lui Dumnezeu. Și nu odată, nu de două ori, nu de trei ori. E adevărat că Dumnezeu îi salvează, dar fiarele sunt fiare. Același lucru se întâmplă și cu Alexandru Macedon, cu împărăția Greciei, care vine și îi biruie pe perși, le cucerește imperiul lor și devin în scurt timp un imperiu universal. Imperiul grecesc este meteoric din punct de vedere politic, dar nu din punct de vedere cultural. Nu din punct de vedere religios. Cultura și modul de gândire grecesc s-au impus până în ziua de azi. De fapt, când chipul ăsta stă în picioare, e ceva foarte ciudat. Câte secunde are un minut? Câte minute are o oră? Mulțumesc! De unde vine împărțirea timpului în multipli de câte 6? Sau sistemul sexagesimal? De unde vine? De la capul de aur. Moștenim câte ceva de la fiecare secțiune de felul acesta. De la Babilon, de la Medo-Persia, de la Grecia. De la Grecia moștenim, dacă vreți, de la Medo-Persia moștenim sistemul legal. De la Grecia moștenim toată filozofia pe care o avem. Haideți să vă întreb un lucru. De unde avem noi datina aia când moare cineva să-i punem un ban în mână? Poftiți? Nu, de la greci. Tot aia grecii și romani, pentru că filozofia greacă a fost transferată în împărăția Romei. Dar de la greci. De unde? Din mitologia aia cu faptul că atunci când cobori în infern trebuie să treci un râu, da? Nu discutăm acum, nu suntem foarte preciși, suntem mai generali, trecem un râu și cine te trece râul? Unul cu barca, nu? Și ca să treci barca și acolo ca și aici trebuie să plătești biletul. Și ca să plătești biletul, ăștia care au grijă de tine spun în mână un ban. De unde vine? De la leopard. Războaiele grecilor s-au terminat. Mintea lor nu. Înțelegeți? Mintea lor nu. Vreți să vorbim mai mult decât atât? Haideți să vorbim despre suflet. Sigur. Cine ne-a învățat că sufletul după moarte trăiește? Poftiți? Mă rog, ideea este pe oriunde. Este și în Babilon, este și la Medo-Persia. Dar niciunul dintre ei n-a transferat-o către zona modernă cum au transferat-o grecii. De ce? Pentru că ei au raționalizat-o. Ei au descris-o în mod rațional, pornind de la Platon și de la toți ceilalți. Iar noi am înghițit-o pentru că am fost niște oameni extrem de raționali și am luat-o. Ne-am însușit-o. Ce vreau să spun?
Istoria așa cum o prezintă Dumnezeu și nu o prezintă încă o dată cu date. Pentru Dumnezeu, istoria nu este istoria datelor, ci este istoria influenței. Istoria acțiunii împotriva sau pentru cauza lui Dumnezeu. Asta este istoria. Nu știu dacă ați observat. În Sfânta Scriptură, genealogiile sunt cam așa. Abel a fost fiul lui Adam. Pe urmă, fiul lui Cain a fost cu tare. Și așa mai departe. Ați găsit pe undeva vreun an? S-a vorbit doar așa. Pe când era X de vârsta, să zicem, 120 de ani, a avut fiul pe Y. Noi nu știm istoria așa. Noi știm istoria altfel. În anul 570 și nu știu cât s-a întâmplat evenimentul cu tare. Biblia nu e așa. Biblia ne învață că Dumnezeu nu e interesat în ani. Dumnezeu e interesat în oameni. În oameni. Istoria o fac oamenii. Datele sunt secundare. Omul 1, omul 2, omul 3, omul 4. Așa socotește Dumnezeu istoria. El e interesat, repet, în oameni, nu în date. Nu pentru că datele n-ar fi importante, ci pentru că oamenii sunt mai importanți decât datele. Și aici este la fel. Aici nu e vorba de oameni, ci este vorba de influențe în istorie, de forțe care modelează istoria. Și, repet, încă o dată, este forța leului, a ursului, a leopardului. Dar este ceva fantastic, în opinia mea, în partea de jos, aici, la picioare. La picioare, acolo, se întâmplă ceva unic. Și este reprezentat de fiara aceea din Apocalips 13. Acolo, în zona picioarelor, se amestecă toate fiarele. Toate. Vă amintiți încă o dată? Apocalips 13 spunea că fiara asta a patra semăna cu, și spunea, capul era al leului, labele erau ale ursului, trupul era al leopardului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem de a face cu un fel de recapitulație a întregii istorii. Până acum le-am avut pe toate câte una, acum le avem pe toate împreună. Și lucrul ăsta nu se întâmplă la început. Lucrul ăsta este tendința finală a istoriei. Istoria noastră la sfârșit va face lucrul ăsta. Când? În timpul zilelor noastre. În mod special, acum se va întâmpla această recapitulație a întregii istorii. Și vreau să vă spun, pe străzile noastre vor circula Babilonul, Medo-Persia, Grecia, Roma, toate vor circula pe străzile noastre. Cum? Simplu. Bogăția Babilonului, legalitatea sau legalismul Medo-Persiei, filozofia Greciei, forța Romei, toate se vor strânge aici într-o societate finală care și ea are chipul sau aspectul unei fiare. Din ce cauză are aspectul unei fiare? Pentru că societatea mea este îndreptată împotriva cui? Poftiți? Împotriva lui Dumnezeu. Toate aceste fiare au avut ceva de a face cu poporul lui Dumnezeu. Toate, 1, 2, 3, 4, s-au luptat împotriva poporului Dumnezeu. Și societatea mea, care este finală, va lupta împotriva poporului lui Dumnezeu. Iată despre ce este vorba. Daniel 7. În urmă, am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte, era nespus de grozavă, avea dinți de fier, ghiare de aramă, mânca, sfărâma, călca în picioare ce rămânea. Și asupra celor 10 coarne pe care le avea pe cap, și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căreia căzuseră 3, asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie, avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Mă întorc. Uitați-vă bine. Fiara a patra, pe lângă faptul că
este o amestecătură, un amalgam al istoriei, are un produs unic, nou. Care este acesta? La fiară se adaugă elemente omenești. Ochi de om, gură care vorbea cu trufie. Încă o dată pun aceeași întrebare de ieri. Cine conduce, fiara sau cornul? Fiara sau cornul? Fiara n-are minte. Fiara calcă în picioare tot. Cine are minte? Cornul. Vă rog să observați, deci, în ultima parte a istoriei, în ultima parte a istoriei se întâmplă ceva, și anume, în conglomeratul acesta de forțe teribile care sunt pe pământul acesta, apare o minte care gestionează situația forței în așa fel încât îi dă un aspect, un plan foarte uman. Și iată că și în prima ilustrație din Daniel capitolul 2, chipul are înfățișarea cui? Adică, mă rog, persoana respectivă, istoria din Daniel 2, pe cine are ca formă de identitate? E om. În varianta ultimă, iată că fiara și omul sunt și ele împreună. Această unitate este uluitoare. Faptul că fiara este recapitularea celorlalte fiare, poate că o înțeleg. Dar că fiara reușește să unească, să aducă împreună umanul și sălbăticia, ține de finalul istoriei acesteia. Cu alte cuvinte, nu vorbesc încă de date, vorbesc de spirit, vorbesc de tabloul general care creează cadrul de funcționalitate. În ultima generație vom descoperi aceste alianțe care sunt aproape incredibile. Și întorcându-mă, aș vrea să știu adevărul asupra cornului acestuia, care avea ochi, gură care vorbea cu trufie, o înfățișare mai mare decât celelalte. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Dragii mei, am vorbit înainte că toate celelalte fiare sunt reprezentante religioase la urma urmei. Cine este cornul acesta care face război sfinților? Cine este acest corn care îi biruiește? Cine? Bun. Las această întrebare în aer. Vă rog să vă gândiți la ea. Vom mai reveni. Nu e cazul să ajungem prea repede la acest răspuns. Probabil că vom ajunge în timp la el. Secțiunea a doua a întâlnirii noastre, bine ați venit aici. Vreau să vă întreb, cât timp ați dat dumneavoastră pentru o scriptură? Am zis cât timp? Iertați-mă. Câți bani ați dat dumneavoastră pentru o scriptură? Ce ați dori? Să aveți o mașină sau o scriptură? Nu spuneți că Biblia, nu. Nu e adevărat. În esență, răspunsul e simplu. Vreau un Mercedes. Vreau o mașină la poartă și cu Biblia mai văd eu, dar important e să am o mașină în mână. Aș vrea să vă întreb, de ce credeți dumneavoastră că Biblia a fost interzisă? De ce a fost interzisă pentru a fi tradusă, tipărită și răspândită? Din ce cauză a fost interzisă? Deranja adevărul. Poftiți! Avea putere de a uni oamenii. Mulțumesc. Foarte interesant, pentru că am de gând să spun exact invers imediat.
Da, aveți dreptate. Pentru a nu E adevărat, pentru ca cornul să rămână camuflat, să nu se știe cine este cornul. E adevărat. Bun. Mai departe, totuși, mai sunt răspunsuri. Dragii mei, este un răspuns mult, la care nu ne așteptăm, mult mai subtil, care funcționează până în ziua de astăzi. S-a spus așa. Nu dăm Biblia în mâna oamenilor ca nu cumva citind-o să se rătăcească. Nu cumva să o citească și să se rătăcească. Păi cum să se rătăcească? Simplu. N-ați băgat de seamă că un om când citește înțelege una, altul când citește înțelege alta. Altul când citește, înțelege alta. Și au spus oamenii la vremea respectivă, dacă dăm Biblia în mâna oamenilor, noi acum suntem o singură religie. Și într-adevăr, la vremea respectivă era o singură religie. Știți care era? Era religia Sfântului Imperiu Roman de neam german. Era sfânt, datorită faptului că era de data aceasta sub mâna creștină. Deci leul, Babilonul, Medo-Persia și așa mai departe trecuseră și toată zestrea acestor împărății, cultura, istoria, dacă vreți, bogățiile lor, fuseseră preluate până la urmă de Sfântul Imperiu Roman, de neam german, adică de creștinism. La vremea respectivă era un singur popor, era o singură națiune, era un singur imperiu. Mai multe limbi, dar credeau toți. Ce credeau toți? Ce credeau toți? Cine stabilea ce trebuie crezut? Poftiți? Simplu. Cineva spunea tot ce trebuie să creadă oamenii și lucrul ăsta venea de la un centru religios pe care îl avem la Roma, uneori îl avem la Constantinopol, alteori la Moscova, care e a treia Romă. Undeva biserica stabilea care este adevărul. Și toată lumea zicea, așa e. Ei, ca să iei tu Biblia și să o dai la fiecare în mână, însemna ca să se fractureze tot. Tot. Și Biserica Catolică a zis așa, dacă voi veți lua Biblia și o veți da poporului, Biserica va ajunge să se împartă în nu știu câte diviziuni. Vreau să vă întreb, a avut dreptate sau nu? Da sau nu? A avut dreptate. Și până în ziua de astăzi, Biserica Romano-Catolică așa zice, vedeți ce ați făcut? Uitați-vă bine. Numai în creștinism. Creștinismul are peste 1000 de nuanțe, de feluri de creștini. Dar sunt peste. Alții vorbesc de 10. Da, nu discutăm. Ne ajunge 1000, nu? Ne ajunge? Ne ajunge. E, întrebarea mea este, poate fi greșeală mai mare? În anul 1521, Martin Luther merge la dieta din Worms, este amenințat cu moartea, dacă nu retractează și dacă nu renunță la a mai explica Scriptura oamenilor. Pe același motiv. Și el spune un lucru frumos, aș vrea să-l descoperiți cu mine. Reneg doar dacă voi fi convins de Scriptură și de gândirea sănătoasă. Eu nu accept autoritatea papilor, a conciliilor, pentru că aceștia s-au contrazis reciproc întotdeauna. Conștiința mea este captivă cuvântului lui Dumnezeu. Punct. Vă rog să vă opriți aici. Vreau să vă spun că ăsta a fost lucrul fundamental, esențial, extraordinar, pentru care s-a dus o bătălie pe viață și pe moarte. Luther a zis așa,
Prefer să se împartă biserica într-un milion de credințe. Dar omul să fie responsabil înaintea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Fiecare om să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. Să nu mai dea socoteală înaintea oamenilor. Indiferent de ce fel. Conștiința omului nu trebuie să fie subordonată conștiinței altui om. Nu. Ci fiecare trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu. Și dacă va spune o prostie, să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și dacă el va da socoteală înaintea lui Dumnezeu, atunci această responsabilizare îl va face pe omul respectiv să nu greșească, spune Luther. El zice mai departe, poate să se întâmple cu biserica orice, dar nu mai vreau o secundă ca biserica să mai stea în mâinile oamenilor. Vă aduceți aminte de fiara cu cornul uman? Structura aceea este teribilă. Un om peste ceilalți, un om care guvernează totul, conștiința umană care este deasupra celelalte conștiințe. Luther spune, nu se poate, aceasta este schema omului anticrist. Așa spune el. Și el numește această realitate, o numește anticrist. Dacă conștiința unui om este sub conștiința altuia, asta înseamnă că este împotriva lui Iisus Hristos și spune el, este anticrist. Nu pot și nu voi retracta nimic, pentru că a merge împotriva conștiinței, spune el, nu este nici drept, nici sigur. Aceasta este poziția mea, aici rămân. Nu pot și nu voi proceda altfel. Dumnezeu să mă ajute. Amin. Și aceasta a fost declarația lui. Pentru ea, el a fost gata să moară. Și de atunci înainte, acest fel de a gândi a fost cel mai prețios dar pe care vreodată oamenii l-au avut. A avea conștiința liberă înaintea lui Dumnezeu și a nu mă raporta pe mine însumi la conștiința altuia. Știți cum arată treaba asta? Uitați un exemplu biblic. Coloseni, capitolul 3, 22-25. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești. Nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Vă place? Vă place? Să fim serioși. Nu ne place. De-abia așteptăm să chiulim și noi puțin. Pleacă stăpânul, chiulim. Facem și noi altceva, scăpăm pentru 5 minute. Vă rog să observați consecințele acestui fel de a gândi. Luther nu a pus problema ușor, Luther a pus-o foarte profund din punct de vedere practic. El spune, aici veți ajunge. Dacă lucrați pentru Dumnezeu, nu mai aveți nevoie de stăpâni. Stăpânii pleacă și voi lucrați mai departe ca și cum stăpânul ar fi cu ochii pe voi, pentru că stăpân nu este stăpânul omenesc, ci stăpân este Dumnezeu. Vă dați seama care sunt rezultatele unei societăți în care oamenii sunt de felul acesta? Adică să nu poți să fii necinstit nici măcar o secundă, pentru că știi că Dumnezeu este acolo cu tine. Să nu minți niciodată, pentru că știi că Dumnezeu este cu tine. Asta este diferența între a te guverna umanismul cornului mic de acolo sau a te lăsa condus de Dumnezeu. Vă rog să observați că toate aceste lucruri pe care le studiem, nu le studiem degeaba. Ele au aplicație imediat în viața noastră practică. Versetul 23. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Punct. Cineva ar fi zis, păi dacă omul nu mai este responsabil față de oameni, înseamnă că o ia razna. Fraților, aceste exemple arată că nu poți să o iei razna. Înaintea lui Dumnezeu ești mai... Ce cuvânt să folosesc? Mai constrâns
în adevăr decât te poate constrânge un om. Și în același timp ești mai liber decât te poate elibera un om. Ca unii care știți ce că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos și atât. La serviciu slujești Domnului Hristos. La școală slujești Domnului Hristos. Nu vei copia că nu te vede profesorul, ci nu vei copia pentru că slujești lui Hristos. Să nu copiezi? Wow! Câți dintre dumneavoastră n-ați copiat niciodată? Ridicați mâna? Eu nu pot să o ridic. Dumneavoastră o ridicați? Asta este diferența la nivel practic pe care o face Luther atunci când zice conștiința mea este captivă cuvântului lui Dumnezeu. Despre asta este vorba. Despre astfel de oameni vorbim. Versetul 25. Că cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului cu referire la Dumnezeu. Nu se are în vedere fața omului. Vreau să vă întreb dacă vă simțiți mai liberi, dacă doriți să fiți liberi prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă doriți să trăiți așa. Uneori ne sperie. Ne sperie libertatea și în același timp ne sperie responsabilizarea. Ioan 6:44. Conștiință și pâine. Textul acesta, Ioan 6:44, va fi rostit de Domnul Iisus Hristos după ce Mântuitorul dăduse de mâncare câtorva mii de oameni. Câtorva mii de oameni. Erau flămânzi, au văzuseră câteva pâini și câțiva pești. I-a luat, le-a împărțit și a hrănit cu câteva pâini, cu câțiva pești, a hrănit câteva mii de oameni. Odată 5, odată 7, nu contează. Dar așa a fost. Și apoi, oamenii, a doua zi au venit la Iisus Hristos, repede. Pentru că era vremea breakfastului. Și au venit iară, dacă ne-a dat mâncare ieri, la breakfast merg din nou la Iisus Hristos. Și Iisus Hristos a zis, voi nu veniți la mine pentru că mă căutați pe mine, ci veniți la mine pentru că ați mâncat din pâini. Și Mântuitorul a zis, eu nu v-am dat pâine ca să vă câștig cu pâine. Cu alte cuvinte, nu v-am dat pâine să vă câștig conștiința cu pâine aceasta. Dostoevski vorbește despre asta și spune că cel mai simplu este să faci conștiința oamenilor roabă prin faptul că le condiționezi viața cu mâncare, cu pâine. Și el spune, dacă le dai pâine pe de gratis, oamenii sunt dispuși să-și vândă libertatea pentru pâine. Nicio problemă. Și Mântuitorul vine și spune, eu nu vreau asta de la voi. Eu nu vreau să-mi dați libertatea voastră pentru că vă dau pâine. Nu! Și a plecat din locul acela. Ucenicii au fost extrem de controversați și au zis, Doamne, dar de ce plecăm? Abia de acum, abia în momentul ăsta oamenii au venit cu inima largă la noi. Abia acum te căutau. Și Domnul Iisus Hristos răspunde, uite ce se întâmplă. Nimeni nu poate veni la mine pe bază de pâine. Nimeni nu poate veni la mine pe bază de pâine. Nimeni nu poate veni la mine pentru că vrea să câștige ceva. Nimeni nu poate veni la mine pentru că este egoist. Nimeni. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Atât. Și din momentul acesta, dragii mei, problema este în legătură cu conștiința ta și cu conștiința mea. Să fie foarte limpede. Există forțe fantastice care luptă pentru câștigarea conștiinței tale. Cornul mic, fiarele despre care am vorbit, o conglomerare sau un complex
al istoriei în care se sumarizează toată experiența lumii de până acum și care este toată orientată pentru a subjuga conștiința umană, indiferent de pe ce fața a Pământului în condițiile globale de azi. Control 100%. Da? Cuvântul lui Dumnezeu spune că va veni vremea când oamenii vor fi controlați în tot ceea ce vor face și li se va spune, nu veți putea cumpăra sau vinde. Cumpăra ce? Pâine. Pâine. Nu vei putea cumpăra pâine din ce cauză? Pentru că vă spuneam ieri, se cumpără și se vinde. De fiecare dată când lumea sau Satan îți dă ceva, de fiecare dată își cere să vinzi ceva. Și el spune așa, toate acestea ți le voi da ție dacă te vei închina mie. Și cu pâine îți vei vinde închinarea. Cu pâine ți se va cumpăra închinarea. Înțelegeți rostul cornului mic? Cornul mic este o inteligență umană care stă pe o putere teribilă, pe o fiară fantastică, care distruge tot și care ascultă de cel mai simplu cuvânt pe care cornul îl rostește. Asta este istoria finală. Auziți astăzi de globalizare? Auziți astăzi de un drum fără întoarcere în direcția respectivă? Există. Adică, economic, nu ne putem dezvolta decât dacă vom rupe granițele dintre țări. Pentru că atât industria cât și economia, în momentul în care crește, la un moment dat nu mai pot să rămână la nivelul teritorial al unei țări. Țara respectivă este prea mică. Și atunci, industria și economia cere ca să treacă în țara vecină, și apoi în țara vecină, și apoi în țara vecină. Să știți că oamenii politici nu fac lucrul acesta doar de dragul de a fi ei puternici, nu. Ei sunt împinși în direcția aceasta de forțe economice care există în societate și care cer această realitate. Și lucrul acesta se cere la nivel de instituții, lucrul acesta se cere la nivel de industrie, la nivel de economie, la nivel de tot ceea ce vreți dumneavoastră. Oamenii politici nu fac altceva decât să zică, da, facem așa pentru că nu se poate decât așa. Dumnezeu a știut foarte bine că istoria lumii noastre va merge în direcția respectivă. Numai că Dumnezeu spune, fiți atenți, că la sfârșit de tot, istoria se va numi din nou Babel. Aveți grijă. Istoria a început cu Babel. Capul de aur se numea Babelul. Și istoria se va sfârși cu Babelul. Ce înseamnă Babel? Înseamnă sinteza asta extraordinară pe care am văzut-o, despre care am vorbit. Băi frate, trup de pardos, labe de urs, gură de leu. Că nu mai știi despre ce e vorba. Ce șansă avem? Ce șansă avem? Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Imaginea aceasta este foarte frumoasă. Mă voi opri aici. Vreau să vă gândiți cu mine. Acolo se afla cel mai mare orator al tuturor vremurilor, se numea Iisus Hristos. Cuvintele pe care le rostea El erau rostite cu asemenea putere, cu asemenea forță, încât ar fi trebuit să rezoneze în inimile tuturor oamenilor de acolo. Și totuși El spune, nimeni nu vine la mine dacă ce? Și El lansează aici o altă fantastică idee și El spune, fiți atenți, la nivelul întregii omeniri există Duhul lui Dumnezeu care se luptă cu mințile oamenilor, cu conștiința lor. Pe stradă, în apartamente, în uzine,
în companii, în conducerea statelor, dacă doriți. Duhul lui Dumnezeu este acela care luptă cu inimile oamenilor, luptă cu ființa umană, încercând să o convingă spre adevăr și spre bine. Sunt o mulțime de oameni care resping această forță interioară, care acționează asupra conștiinței lor. Sunt oameni care își calcă conștiința și azi, și mâine, și poimâine, până când conștiința lor ajunge atât de insensibilă ca acest plastic. Sunt oameni care însă rămân uimiți de aceste îndemnuri din inima lor. Și datorită îndemnurilor acestora despre care ei nu știu prea mult, încep să caute. Și Mântuitorul zice: eu am venit pentru oamenii aceștia pe care îi mână Tatăl. Oameni care caută. Vă aduceți aminte de magii de la răsărit? Oameni buni, sunt oameni care au plecat din Babilon. Au plecat din Babilon să caute pe regele întâi născut al iudeilor. Au plecat după stea. A fost o aventură, o nebunie. Călătoreau numai noaptea. Ziua stăteau, steaua nu se vedea ziua. Niște nocturni care mergeau pas cu pas, îi aștepta steaua, ei o căutau. Aproape că era un dialog între steaua respectivă și ființa lor. Asta înseamnă conștiință subjugată, robită de Dumnezeu. Să te facă Dumnezeu să pleci de acasă și să urmărești steaua, să te ducă El unde vrea El. Fără să-ți fie frică, cum că îți pierzi credința, că îți pierzi neamul, că nu mai știi unde ești. Nu mă interesează. Mama mea avea o poezie care spunea așa: ghiocel, ce ieși pe coastă cu plăpân de foi, gerul, vântul te adastă, ce-ai cătat la noi? Pete albe de zăpadă stau în preajma ta, iar mâine or să cadă iarnă și mai grea. Răspunsul: lasă bată vântul, gerul, bată cât de mult, mi-a trimis o rază cerul, eu de cer ascult. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu de la mine și de la tine. Din cauza asta este o luptă a conștiinței. Lăsați-vă conștiința captivă de cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, luați cartea asta și supuneți-vă ei, pentru că nu aveți un stăpân mai extraordinar decât acest cuvânt. Vă spuneam, magii, ăștia au fost. Și în momentul în care Domnul Iisus Hristos era acolo, El vede în mulțime oameni care răspund și oameni care nu răspund. Unii răspund, unii nu. Unii vin doar pentru pâine și pește, alții vin pentru că caută viața veșnică. Spuneți-mi, care e diferența? Și El spune: cei pe care i-a trimis Tatăl sunt aici să caute viața veșnică. Iar cuvintele pe care le rostește Domnul Iisus Hristos sunt duh și viață, spune El. Cum e asta, Doamne? E simplu. E ca o parolă. Știți? Oamenii ăștia care caută, magii de la răsărit, oamenii care caută ceva mai bun, caută însetați după ceva și vin, se apropie de Domnul Iisus Hristos și dintr-o dată aud de la Domnul Iisus Hristos exact ceea ce căutau ei și zic: extraordinar, asta căutam. Și se întâmplă, dragii mei, această rezonanță, această recunoaștere instantanee, ăsta este. La un moment dat sutașul spune: mie nu trebuie să-mi spui multe. Spune sutașul: mie spune-mi un singur cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Un singur cuvânt. Ăsta este cuvânt cheie. Se întâmplă, nu trebuie să stai să-i spui predici după predici. Lui ajunge să-i spui un cuvânt care rezonează în toată ființa lui și zice: ăsta este.
Același lucru s-a întâmplat cu Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul se întâmplă să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos la botez, îl vede, vede în el neprihănirea lui, apoi stă de vorbă cu el și apoi, după ce îl botează, atâta spune, acesta este mielul lui Dumnezeu. Cum l-ai recunoscut, Ioan? E o problemă, repet, este o problemă de conștiință, de legătură cu Dumnezeu. Stați în legătură cu Dumnezeu. La templu vine Domnul Iisus Hristos, adică este adus de către părinții săi. Preotul întreabă cum îl cheamă. Mama, tata îi spun Iisus, trece acolo, tot scrie, nu simte absolut nimic. Preotul este... Și în momentul ăla intră un bătrân. Intră un bătrân pe ușă. Ia pruncul în brațe, îl ridică la cer și spune așa: acum slobozește în pace pe robul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Spuneți-mi mie, Simeon, bătrânul, cum de-a știut? Preotul, de ce n-a știut? Ăsta este tot. Există tatăl care atrage la nivelul conștiinței. Ăsta e tot. În dimineața aia îl făcuse Duhul Sfânt să nu mai poată să stea acasă. În dimineața aia Duhul Sfânt îi spusese, du-te la templu. În dimineața aceea el plecase la templu trăgându-și picioarele după el. În dimineața aceea Duhul Sfânt i-a zis, el este. În dimineața aceea a luat pruncul în brațe și a văzut un copil obișnuit. Atât a văzut. Un copil obișnuit. Și l-a luat și a zis, ăsta este. De unde? Datorită legăturii sale. Dragul meu, ești aici pentru ca să înțelegi că nu formele te vor face să stai în prezența lui Dumnezeu. Nu obiceiurile, nu tradiția, ci dacă conștiința ta este sau nu este captivă cuvântului lui Dumnezeu. Punctul 1. Punctul numărul 2. Aș vrea să știi că pentru conștiința ta se duc lupte extraordinare. Istoria nu este importantă datorită anilor ei. Istoria este importantă dacă tu înțelegi că este o bătălie pentru conștiința ta, pentru fiecare moment de neprihănire pe care tu îl ai sau îl pierzi. Suntem în București. Dincolo de noi sunt marile bulevarde. Chemarea lui Dumnezeu este generală la toți. Unii acceptă, alții resping. Dar în seara asta, Dumnezeu ne cheamă să auzim cuvântul ca parolă. Vreau să te întreb, îl recunoști? Îl recunoști? Poți să zici, mi-a vorbit Dumnezeu? Poți să spui, căutam asta și am găsit-o? Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să fie cu noi toți. Să plecăm de aici, nu ca niște oameni care au ascultat o filozofie de viață, și să fie aici niște oameni care au ascultat un cuvânt al lui Dumnezeu față de care nu putem să fim decât captivi. Captivii lui. Fiți liberi de oameni și dați-vă rob lui Dumnezeu. Stați aproape de El. Vinerea viitoare, vinerea asta, vom studia despre pasul final al Anticristului, cornului mic, și anume omul fără de legii. Vă rog frumos, până acum n-am făcut niciun apel, fac un apel la dumneavoastră. Nu lipsiți vineri seara viitoare. Chemați și pe alții. Vineri seara asta este o seară crucială. Lumea vorbește despre Anticrist, se fac filme despre Anticrist, se vorbește despre introducerea chipului 666 și așa mai departe. Am pus bazele unei realități care ulterior poate să ne învețe că ultima bătălie finală va fi între Hristos și Antichristos. Apropo, și cu asta voi încheia, ați băgat de seamă că în celelalte religii nu există sistemul ăsta? Spre exemplu, în budism nu există un anti-Buddha. Ați băgat de seamă asta? În mahomedanism nu există un anti-Mahomed. Nu există. În confucianism nu există un anti-Confucius. Vreau să vă întreb, de ce există
un anticrist. Rămâne întrebarea la dumneavoastră. Apropo, și cu asta închei, a scris cineva vreo întrebare? E târziu. Dar vreau să vă rog un lucru. Scrieți. Cea mai bună dovadă a faptului că are rost întâlnirea noastră sunt întrebările dumneavoastră. Dacă nu veți scrie nicio întrebare, atunci e degeaba. Scrieți întrebări. Și nu cei ce știți răspunsul. Nu. Cei ce căutați răspunsul.